Bună ziua! Iată-ne din nou împreună la o nouă emisiune în cadrul Centrului Cultural Pitești, în cadrul emisiunii Medalion Cultural cu Stelian Necșoi. Ca de fiecare dată încep prin a mulțumi doamnei directoare, echipei de la Centrul Cultural pentru găzduire. Mulțumesc invitaților, celor care se află în sală și care se află poate și în fața monitoarelor. Mulțumesc, nu în ultimul rând, domnului Florin Căprar, doamnei Daniela Căprar, care sunt niște oameni minunați și i-am invitat aici deoarece eu lucrez cu dumnealor de 5 ani de zile și cu editura Izvorul Cuvântului din București, editură pe care dumnealor o păstoresc, ca să folosesc acest termen, cu mare dăruire. O să îi rog să ne spună câteva cuvinte și despre activitatea dumnealor, nu neapărat despre editură, pentru că nu facem reclamă, mai mult sau mai puțin gratuită, dar să ne vorbească despre activitatea dumnealor, pentru că, într-adevăr, au o activitate destul de bogată și susținută și dumnealor organizează prin editura Izvorul Cuvântului, organizează niște evenimente culturale deosebite, evenimente pe care sau de la care am reușit să postez și eu imagini și filmulețe. Îi mulțumesc și lui Andrei Bogdan Wolf, care este un tânăr deosebit, foarte talentat și chiar am ținut să-l am în emisiune lângă mine și l-am rugat să mă acompanieze la câteva cântece și chiar să-mi cânte singur în cântecel. Reiau, este un tânăr deosebit, este un tânăr foarte talentat și chiar sunt onorat că l-am alături de mine. Bun, acestea fiind spuse, am un tic verbal bun. Sper să reușesc să-l scap de el. Acestea fiind spuse, o să încep prin a-l ruga pe domnul Florin Căprar să ne vorbească despre activitatea dumnealor în cadrul editurii Izvorul Cuvântului. Bună ziua, bine ați venit, domnul Florin. Bună ziua și mulțumesc de invitație, mulțumesc ție și organizatorilor acestei emisiuni. Aș vrea în mod deosebit să mă refer nu la activitatea editurii, pe partea editorială de carte, cât pe partea care pe noi doi, ca persoane, ne-a legat mai mult. Acele întâlniri ale prietenilor editurii Izvorul Cuvântului este o serie de manifestări culturale de, zic eu, de ținută foarte frumoasă, cu invitați la un moment dat, deci chiar foarte cunoscuți, e vorba de Grigore Leșe, e vorba de Camelia Florescu, e vorba de Vanghele Gogu și alții, Doina Ghițescu și alte nume implicate în alături de care Stelian a fost alături de noi în, chiar de la primele manifestări, la manifestare de un an a editurii. Atunci, de fapt, ne-am și cunoscut și ne-am întâlnit. Deci de la un an suntem acum în al cincelea an și au fost întâlniri frumoase, întâlniri deosebite, unele pe teme, unele pe pur și simplu datorate lansărilor de carte. Da, vreau să spun că acolo am întâlnit toți acești oameni minunați, oameni de o întreagă valoare artistică și nu numai, da, și niște oameni cu niște caractere deosebite și mi-a făcut mare plăcere să mă aflu alături de dumnealor, mai ales că am avut și multe de învățat, atât din punct de vedere artist interpretațional, dar și ca și comportament ca oameni. Domnul Florin, este greu să organizezi un astfel de eveniment? Da, dacă îl faci în mod serios. Nu, dacă îl faci în două zile. Se poate face un eveniment și în două zile, dar atâta vreme cât nu este o pregătire temeinică înainte, nu va ieși nimica. Deci, din punctul meu de vedere, toate evenimentele noastre au avut un element surpriză, două, trei, patru elemente surpriză
a avut programul de sală câte o broșură de 40-50 de pagini în care era prezentată activitatea care se desfășura pe scenă și activitatea în general a celor implicați, dacă era vorba de vreo lansare de carte sau dacă era vorba de aici trebuie să învăț eu recitaluri. Da. Să învăț eu și pentru următoarele evenimente, emisiuni, va trebui să fac eu o chestie de genul acesta, o mică broșurică pe care să o repartizez este, în este sală. Foarte, este foarte important această broșură pentru că evenimentul este dus dincolo de ceea ce se întâmplă în cameră. Este adevărat. Acolo unde, cum este aici la dumneavoastră, unde există o dovadă palpabilă acele înregistrări, este altceva, dar în momentul în care evenimentul este un fel de spectacol, de fapt este un spectacol în sine, omul când pleacă acasă trebuie să aibă și această mică amintire de la eveniment. Ducem evenimentul dincolo de scenă. Eu m-am lovit de multe ori de această problemă. S-a întâmplat la evenimentele la care am participat să fiu mai mult singur și să nu aibă cine să îmi fac o fotografie sau o filmare, nu neapărat că aș ține neapărat să apară în filmuleț sau în fotografii, dar exact ce spune și domnul Florin, trebuie să rămână undeva dincolo de încăperi, de zidurile acelei camere. Da? Pentru că cei care sunt acolo și performează, da? Recită, cântă, fac monolog, da? Pentru că am avut și actori de mare clasă la aceste evenimente, trebuie să fie cunoscuți, să apară și dincolo, să nu rămână doar între cei patru pereți. Da, și expunerea aceasta, de exemplu, mai ales în cazul tău, exact cazul tău, de la un an al editurii până la 3 ani și după aceea la evenimentul, din cauza pandemiei a trebuit să oprim evenimentele, nu am făcut un an jumătate evenimente din cauzele știute, dar se vede și un anume progres al unui om, se vede foarte, foarte, foarte mult și setea lui de a transmite celor de pe scenă, celor din sală, emoția pe care și-o dorește a transmite. Pentru că este foarte greu, este foarte greu atunci când publicul este un public anonim ție, să-l captezi. Pentru asta apar și aceste mici atenții pe care trebuie să le oferi publicului. La fel ca aici, fiecare participant la această emisiune va pleca acasă cu câte un desen făcut de Stelian. Da, ca de obicei, eu cam așa realizez evenimentele mele. Încerc să îmbin muzică, poezie și desen sau grafică pentru o mai mare diversitate și sper că reușesc să aduc bucurie în suflete celor din sală. Discutam, domnul Florin, cândva că în cadrul editurii ați avut oameni de valoare care au scos cărți și numai cărțile scriitorului respectiv. Ce am înțeles că aveți și carte școlară. Da, deci am publicat pentru Ministerul de Interne Istoria Jandarmeriei manualul. Am publicat pentru cel mai mare simpozion istoric din România de la Maia cărțile simpozionului respectiv. Am publicat cărți sub egida UNESCO. Am publicat de asemenea pentru cel mai mare congres medical din România, acea revistă care este foarte importantă, firma respectivă fiind una dintre cele mai cunoscute din Europa.
Înseamnă că aveți o activitate diversificată și nu numai în domeniul literar. Da, iar acum undeva la 30-40% din activitatea editurii, de fapt, este bazată pe cartea tehnică. Acea carte pe care profesorii care își publică lucrările de grad, lucrările de diplomă, de masterat, sunt foarte importante, iar unele titluri sunt extraordinare. Am publicat fără să am dreptul de a o vinde, pentru că este încă o carte care aparține autoarei, dar o monografie a lui Nicolae Manolescu, deci o carte pe care, dacă am, credeți-mă, am citit-o și am rămas impresionat de ceea ce poate face un om într-o viață. Indiferent, nu pun acum în discuție numele Nicolae Manolescu, pe care este... Nici nu avem cum. Iar de Neagu Vasile, o carte Eminescu esențial, care vine să înfrunte toată această viziune a lui George Călinescu și a contemporanilor acestuia despre Mihai Eminescu. Bun, e uimitor, e interesant, e incitant, dar activitatea noastră. Pe lângă toate astea, să spunem că am publicat toate cărțile Stelian Nexoi și albumele. Exact. Care... Da. Da, am ajuns la acum sper să nu pară laudă, a cincea carte, cea pe care o vom prezenta astăzi, pe scurt, a cincea carte, acela, și al doilea volum de album de desene. Primul a fost un album în care apăreau și portrete, apăreau și natură moartă, și peisaje. În acest al doilea album am ales să adun doar portrete și l-am intitulat Oameni frumoși. O să-l arătăm mai târziu un pic și la cameră. Da, volumul de astăzi este un volum de poezii de dragoste și se numește Mărturisiri nevinovate. De ce mărturisiri nevinovate? Nu mă întrebați, pentru că poeziile de acolo sunt niște mărturisiri, mai mult sau mai puțin nevinovate. Sunt niște poezii care izvorăsc din niște trăiri, majoritatea, niște fapte reale, întâmplări reale, de aceea probabil am și ales mărturisiri. Unele sunt pură literatură, ficțiune, da? Bun. Din domnul... câte știu, fiecare parte ascunde un substrat. Întotdeauna. Da. Bun. Aș vrea să spun câteva cuvinte despre această carte, sau mai târziu. Vă rog, dacă doriți. Am citit cartea. Sunt la vorba aceea a treia, a patra carte de poezie și proză scurtă, la cincea, de fapt. Nu? Și pot să spun că există un foarte mare progres între scrierea de la primul volum la acest volum. Cu toate că, sunt ceea ce am spus și în particular, proza scurtă sună mult mai bine la Stelian Nexoi. Aș vrea să vă citesc câteva cuvinte din cuvântul editurii, din carte. Fiecare nouă întâlnire cu artistul Stelian Nexoi este un prilej de bucurie, atât pe scenă, printre armoniile frumoasei sale voci, pe foaia care îi dă viață doar mângâindu-o cu vârfurile creioanelor lui fermecate, sau aici, printre cuvinte și metafore, uneori atât de naive și delicate, încât te face să crezi că în sufletul lui mai bate o inimă adolescentină. Nu pot spune că excelează în toate cele trei ramuri, dar cu siguranță vă pot spune că totul izvorăște dintr-un suflet curat,
într-un torent de trăiri absolut de nestăvâtit. Este ceva deosebit în momentul în care citești o carte și nu începi să cauți partea prozodică, partea metaforică, cât de implicată este, cât de... Având în vedere că îl cunosc personal de atâția ani și știu că acest suflet își pune amprenta în toate poeziile lui. Mulțumesc, domnul Florin. Haideți să vă povestesc ceva un pic amuzant. Sper că domnul Florin nu o să supere. Citesc cuvântul înaintea editurii. Și la un moment dat, domnul Florin scrie: nu pot spune că excelează în toate cele trei ramuri. Ups! Și stau și mă gândesc, zic, chiar are dreptate. Domnul Florin chiar are dreptate. Nu excelez. Dar, domnul Florin, vreau să vă spun și dumneavoastră că sunt un tip, zic eu, nu mă laud, ambițios și care caută perfecțiunea. Nu știu dacă este bine sau nu să caut să fii perfecționist, dar eu așa sunt. Și vreau să mă perfecționez ca la un moment dat să ajung să excelez în toate cele trei domenii. Dacă nu tindem spre perfecțiune, atunci creația moare. Se plafonează. Da, cu siguranță, cu siguranță. Eu îi mulțumesc domnului Florin pentru aceste cuvinte și o să vă propun, da, o să mai vorbim cu domnul Florin Căprar și o să vă propun să citim din carte câteva poezioare, am să citesc eu, am ales vreo trei poezioare. Am gândit ca după fiecare poezioară Andrei să mă însoțească la un cântecel, apoi iar citim. Domnul Florin și-a exprimat dorința de a citi și dumnealui o poezioară. L-am rugat pe domnul Florin să ne facă plăcerea și onoarea să ne și cânte, pentru că dumnealui cântă, da, la chitară, și sper să reușim să ne încadrăm în timpul emisiunii și să aducem bucurie în sufletele dumneavoastră. Deci, o să vă cer permisiunea să citim o primă poezioară, apoi o să cântăm un cântecel cu Andrei. Prima poezie se intitulează Gând. Pentru mine, visele tale sunt ca un zbor de păsări. Păsări călătoare ce se întorc acasă după o iarnă geroasă. Pentru tine, visele mele sunt ca niște păsări ce-și fac cuib la strașina casei pentru totdeauna. Andrei, cântăm Să nu-mi iei niciodată dragostea? Ok. Poți să-mi iei tot ce mai scump pe lume, să-mi iei zilele, nopțile sau anii de vrei, să mă lași singur într-un loc anume, de unde nu poți vreodată să mă întorc la mine, dar să nu iei niciodată dragostea. Dar să nu-mi iei niciodată dragostea. Poți să mă faci una cu pământul, calci în picioare de o mie de ori, sfârșit cu dinții și-apoi să chemui, să-mi împrăștie trupul într-o mie de zâni. Dar să nu-mi iei niciodată dragostea. Dar să nu-mi iei niciodată dragostea, fiindcă atunci am să mor. Fiindcă am să mor.
să putez pe un val din Marea Moarte. Din cer în ce să mă cobor, dar să nu iei niciodată dragostea mea. Dar să nu iei niciodată dragostea mea. Fiindcă atunci am să mor de dorul tău. Fiindcă atunci am să mor de dorul tău. Fiindcă atunci am să mor de dorul tău. Și zilele vor fi nou așa. Să continui cu un mic fragment din Cuvântul Editorii. Fie printre stele și lună, fie pe aleile iubirii pătătorite de atâtea milenii de mii și mii de îndrăgostiți, Stelian Nexoi ne invită într-un univers numai al lui. Un univers în care a adunat picături din roa fericirii, culese în diminețile senine ale vieții, și scăldate apoi de ploile de gânduri în înserările tristeții, un univers căruia i-a dat viață din iubire și cu iubire. Una dintre poeziile pe care am ales-o și care m-a impresionat în mod deosebit se numește Durere. Ne mai coboară soarele din suflet și noaptea nemuririi ne răsare. Auzi în juruți numai urlet de lupi flămânzi și doare. Ne mai mor visele sub tâmplă lăsând în urma lor doar vid și mi se pare că se întâmplă apocalipsa. Ce stupid! Ne mai murim un pic. Ce dacă? Cui pasă cum ne e acum? Doar sufletele noastre pleacă rătăcind aiurea. Totu-i fum. Stelian Nexoi. Of, da, eram într-o stare din asta mai așa. Hai să nu numim depresivă, da? Așa, mai melancolică. N-am melancolică, scris-o. Nu depresivă deloc, melancolică. Mai melancolică. Nu știu dacă prin poezia următoare o să schimbăm registrul, dar poezia următoare se numește Undeva, Cândva. Undeva, între cer și pământ, ne-am întâlnit și un cuvânt a fost de ajuns să definească zborul. Undeva, de o clipă suspendați, ne-am prins de mâini și îmbrățișați, am lăsat ca să ne cuprindă dorul. Cândva, într-o poveste a noastră, ne-am pierdut în zarea albastră, și împletit am de minune iubirea, zborul, dorul. Cred că după această poezioară ar merge să cântăm Cât de departe. Sunt melodiile formației Holograf, o formație care prin excelență are melodii romantice, melodii minunate cu un mesaj fantastic. De multe ori mă gândeam, zic, domnule, eu cânt melodiile acestea și fac greșeala, mai fac live-uri pe Facebook și fac greșeala de a nu menționa artistul. Zic, ups. Și atunci am
zis că trebuie de fiecare dată când interpretezi un cover să menționezi și artistul, pentru a nu a intra în incidență cu legea. Bun, din nou o să-l rog pe Andrei să mă acompanieze la cât de departe a formației Holograf. Departe să-mi inima ca să nu se atingă de tine, și cât de departe să-mi duc dragostea ca să nu se întoarcă la mine. Cât de departe să colim pe pământ fără liniște sau fără bine. Oricât de departe aș fugi, tot n-ar fi prea departe parte de tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe să-mi duc dragostea departe de tine. Cât de departe, cât de departe, aș fugi pe pământ, m-aș întoarce la tine. Și cât de departe să-mi duc sufletul ca să nu-mi amintească de tine. Și cât de departe să-mi îngrop inima ca să nu se mai spată în mine. Marea întreagă n-ar putea scufunda toată dragostea asta, știi bine. Cât de departe ci pe pământ, departe de tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe sunt tu dragostea, departe de tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe aș fugi pe pământ, m-aș întoarce la tine. Mai cântăm o dată refrenul. Cât de departe, cât de departe, cât de departe să-mi duc dragostea departe de tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe aș fugi pe pământ, aș întoarce la tine. Mulțumesc, Andrei. Deci, tot din cuvântul editurii, un mic fragment. Textele cuprinse în acest volum nu sunt poezii. Sunt doar bătăile inimii sale, neregulate ca zborul gândurilor lui, când mai rapide, sub impulsul trăirilor intense, într-o exaltare pe cât de frumoasă, pe atât de inocentă, a unei iubiri vii și profunde. Când mai încetinite pe fondul unei agonii a simțurilor intrate într-o letargie lină și duioasă a sufletului cuprins de tristețe. Aș spune aici, de la, cum am spus în începutul cuvântului, este o poezie care mi-amintește de anii adolescenței. Pentru că trăirile sunt acelea. Mereu tânăr și ferice, Stelian Necșoi. Bun, o să-l rog pe Andrei să ne cânte o melodie, un cântecel, acum. Te rog, Andrei. Sigur. Thank you.
Spuneam la început că o să-l rog pe domnul Florin să ne cânte și dumnealui la chitară, pentru că și dumnealui cântă la chitară și chiar cântă frumos. În tinerețe chiar ați cântat? Da, deci am avut un cenaclu, am studiat chitară clasică, am fost elevul primului profesor de conservator din România. Din păcate, anii respectivi nu mi-au permis în nicio formă să merg pe drumul acesta mai departe. Erau ani în care eu lucram la filarmonică. Dacă în anul 90 aveam în sală plină, în 91 trebuia să intrăm toți oamenii ca să nu se simtă stingeri artiștii pe scenă. Deci pur și simplu erau 5-6 spectatori plătitori de la sală plină și am ajuns la concluzia că trebuie să o iau pe alt drum, iar ca de 5 ani de zile am reînceput să cânt la chitară, e ca și cum aș lua de la zero după 30 de ani de pauză, vă dați seama. Dar aș vrea în primul rând să menționez un lucru despre Stelian pe care să-l accentuăm aici, partea de desen. Pentru că nu sunt un cunoscător în materie de desen, dar în schimb pot să simt ceea ce vrea el să transmită. Pentru că desenele lui chiar transmit. Deci dacă am prelucrat acest album și credeți-mă, am rămas uimit de anumite desene, mai ales de acesta care l-am ales să-l punem pe copertă și pe același desen și pe coperta albumului, în variantă mai mare, normal. Și am rămas uimit de calitatea mesajului pe care îl poate transmite. Este foarte simplu să fii grafician pe Photoshop. Este atât de simplu. Din câteva clicuri ai făcut câteva modificări și nu zic, este și asta o artă. Dar în momentul în care Stelian a venit în primul an la prima manifestare a editurii de un an și am văzut că în 5 minute, 3 minute, cât era un artist pe scenă sau un protagonist pe scenă, Stelian reușea să le facă conturul, nu neapărat portretul în sine, dar reușea să descopere acele elemente caracteristice fiecăruia. Și ceea ce face și în acest album, dar un pic mai elevat față de atunci, mult mai elevat față de atunci și nu se compară un desen făcut acasă în care stai și îl mai față de unul făcut în 3 minute, 5 minute. Mulțumesc, domnul Florin, spuneam mai devreme că tind spre perfecțiune și automat că muncesc mult ca să mă perfecționez. Ce vreau eu să spun că în primul rând îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru aceste haruri pe care mi le-a dat. Nu este meritul meu, ci este meritul lui Dumnezeu. Meritul meu este doar acela că muncesc, lucrez, exersez, perseverez. Desenez aproape tot timpul. Nu există colțișor de hârtie pe care să nu îl mâzgălesc. Bun. Spuneam mai devreme că l-am rugat și îl rog pe domnul Florin să ne cânte și dumnealui un cântecel, după care mai citim o poezioară, iarăși Andrei o să mă acompanieze. Cura, ok. Ok. Cura, era un pic răsucită. Bun, domnul Florin, vă ascultăm. Melodia se numește Un hotar între noi și părinți, versul Daniela Căprar, muzica mea aparține. Doamna Daniela scrie poezii, ca și domnul Florin. Altarul e tronul divinității.
biserica mică din satul bătrân. Acolo-i blândețea, e și alinarea, când candela arde plăpând. De-ambărez într-o rugă, ascultându-i chemarea, lumânările morții le aprind. Acolo-i blândețea, e și alinarea, când candela arde plăpând. De-anunchez într-o rugă, ascultându-i chemarea, lumânările morții le aprind. Eu strigat de înger în rece altar, ce cutremură veșnicii sfinți. Când tot acere, nu mai vrem un hotar de durere între noi și părinți. Eu strigat de înger în rece altar, ce cutremură veșnicii sfinți. Când tot acere, nu mai vrem un hotar de durere între noi și părinți. Când încruntă tăcere, nu mai vrem un hotar de durere între noi și părinți. Mulțumim! Spuneam mai devreme că o să recit eu o ultimă poezioară, după care împreună cu Andrei o să cântăm ceva, două mâini. Da. Bun, ultima poezioară se numește, eu îmi cer scuze, Palmele mele. În palmele mele a rugă ridicate, mulțimi de păcate și cântece de ele am frământat. În ale mele palme, a rugă împreunate, iubiri sunt frământate și lacrimi și sudalme le-am amestecat. În palmele încleștate, culori le-am creat, culori ce le-am mutat pe pânzele înrămate din cald sufletul tău. Și palmele astea două, făcute-s să ridice cuvântul care zice să vii atunci când plouă și să rămâi în veci. Da. Două mâini, Boschito? Da. Ok. Iubește-mă, asta vreau, asta vreau. Fericirea în schimb am să-ți dau, am să-ți dau, am să-ți dau. O stradă-mă doar ca fântar. O stradă-mă doar ca fântar. Care te va primi, am să râd și am să cânt cu tine tot mereu, am să fiu ecou. Strânge-mă în brațe, iubește-mă, asta vreau, asta vreau. Fericire
nu am emoții. Dar uite că am emoții. Și cred că până la urmă, cu ajutorul lui Andrei, am reușit să o scot la capăt și melodia aceasta. Ce mai vreau să spun în încheiere? Aș vrea să menționez faptul că la toate aceste evenimente și întâlniri pe care editura le organizează, am întâlnit oameni minunați, folchiști, cam din toate părțile țării, și m-am gândit că aș vrea să realizez o colaborare deocamdată cu prietenii folchiști din Brașov, da? Centrul Cultural Brașov și Centrul Cultural Pitești. Am avut o discuție în prealabil cu doamna directoare, i-am explicat cum stau lucrurile, dumneai a fost dastelian, în principiu sunt de acord, rămâne să stabilim aceste detalii și aș vrea, Andrei, vorbesc și cu tine, în calitate de coordonator al grupului Folk pe 620, aș vrea să realizăm această colaborare între grupul de folk de aici, din Pitești, și grupul de folk din Brașov. O să vorbim și stabilim detaliile. Cred că ar fi minunat să putem realiza, sper că pandemia asta nu o să ne îngrădească iară, dar ar fi minunat să putem realiza la un moment dat un spectacol comun. Sper cât de curând să reușesc să pun în legătură și să realizăm acest proiect. Și Doamne ajută! Eu încă o dată vă mulțumesc pentru atenție, pentru răbdarea dumneavoastră, pentru bunătatea de a mă asculta, de a-mi ierta micile erori. Domnul Florin, doriți să mai spuneți ceva? Am văzut că ați luat microfonul. Da, aș fi vrut să accentuez asupra acestor întâlniri pe care le organizez aici și cred că vor fi cel puțin la fel de interesante ca cele organizate și până acum, mai ales având în vedere că n-ai spus, vreau să menționez ultima apariție a ta la evenimentul din septembrie, când trei cantautori au scos trei cărți la editura Izvorul Cuvântului, o triplă lansare de carte, e vorba de Virgil Gospodaru, Corina Nica, Corina și George Nica și Stelian Necșoi, și pentru că mai era loc și pentru un alt prieten, a venit și Marius Coșerariu cu cartea dânsului. Deci a fost o întâlnire foarte interesantă între folchiștii din Brașov cu Stelian și cu Virgil din Adjud și vă spun, la Brașov acolo ai văzut copiii, erau un tineret extraordinar. Extraordinar. Mă scuzați, domnul Florin, de aici mi-a și venit și ideea, pentru că au fost niște tineri din Brașov, la grupul de folk din Brașov, foarte buni, foarte talentați, și am zis, domnule, dar de ce să nu-i promovăm? Avem și noi la Pitești tineri foarte talentați și l-avem pe Andrei, nu-i ridic statuia acum, dar într-adevăr e foarte talentat, foarte bun, și de ce să nu-i promovăm? Pentru că tinerii trebuie promovați, tinerii, copiii, trebuie să facem în așa fel încât să-i scoatem pe ei în față, pentru că ei sunt viitorul. Eu vă mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc și eu vă mulțumesc că ați acceptat invitația. Mulțumim doamnei directoare, echipei de la Centrul Cultural, lui Andrei, celor din sală, și vă așteptăm la următoare emisiune Medalion Cultural cu Stelian Necșu. Să rămâne seară frumoasă în continuare.